La 9 octombrie s-a împlinit un an de când a trecut în neființă cel care a fost Nicolae Băoaru, directorul Bibliotecii Județene Prahova din România și un bun prieten al Republicii Moldova, în special celor din orașul Cimișlia. În ultimii 12 ani, dumnealui a făcut numeroase donații de carte către bibliotecile din orașul Cimișlia, satele Gura Galbenei, Selemet și instituțiile de învățământ. Cu acest prilej în incinta Bibliotecii Mihai Eminescu din orașul Cimișlia a avut loc o serată de pomenire în memoria lui Nicolae Băoaru, cu participarea reprezentanților din comunitate și oaspeților veniți din România. Am venit astăzi cu un număr de aproape 150 de cărți pentru tineri, reprezentând cărțile importante din bibliografia școlară. Sunt lucrări care conțin opera definitorie a câte unui scriitor mare, și în ediții care au tabel cronologic, prefață, postfață, pagini critice despre scriitorul respectiv. Cei prezenți au apreciat talentul de profesor, istoric și orator al lui Nicolae Băoaru, contribuția lui în lansarea tinerilor talente din Republica Moldova pe tărâmul limbii române. Drum i-a dat în viață Nicolae. Vreau să propun achiziții dumneavoastră aceste două cărțuri. Cu aceeași denumire singulară de pace a lui Mira Voinu din satul Nou, sunt editate cu datorită lui domnului Nicolae Băoaru la Ploiești. Asta, dumneavoastră iubea foarte mult să propage, să promoveze tinerile talente, a început cu Mira Voinu. Un om de mare cultură. Asta este a lui. Dar ce a făcut pentru oameni este aceea de a răspândi cultura în toate direcțiile geografice. Deci el s-a dus cu cultura românească, cu carte românească, în primul rând pentru cetățenii, pentru românii care sunt în afara granițelor. Atâta dragoste dumnealui față de limbă vorbea și cu atâta cunoștință, deci un profesor, atâta cunoștință înaltă în domeniul acesta, deci ne frapa pe toți absolut. Venirea lui la Cimișlia, cred că a fost ceva extraordinar. Nu știu, eu sper că în viitor va da încă roade foarte mari. Și noi suntem obligați să-i păstrăm memoria și chiar să studiem tot ce a vorbit el aici. Tot ce a vorbit, totul a fost de o înțelepciune extraordinară. Am venit cu mare bucurie la această comemorare a domnului profesor Băoaru, și în calitate de ploieștean, și în calitate de persoană care l-am cunoscut, i-am cunoscut activitatea, am colaborat în diverse ocazii cu dânsul, un om deosebit. Acum o lună, o delegație a orașului Cimișlia a vizitat mormântul lui Nicolae Băoaru la cimitirul Bolovani din municipiul Ploiești. De o vastă cultură, om al comunității, om al Ploieștiului, om ce și-a dedicat întreaga viață culturii noastre. Nicolae Băoaru a fost un frate al nostru de la Ploiești, pe care l-am cunoscut mai mult de un deceniu și care a făcut foarte mult pentru ca relațiile dintre România și Republica Moldova să se aprofundeze în diferite planuri, pe diferite domenii, dar în special în domeniul culturii. L-am cunoscut pe domnul Băoaru de 10 ani în urmă și domnul Băoară de fiecare dată venea la noi, la Cimișlia și în special la Biblioteca Orășănească cu un mare drag. Tot timpul pentru noi domnul Băoară a fost un mare sfătuitor, un povățuitor și un învățător. Nicolae Băoaru s-a născut la 26 decembrie 1949 și s-a stins la 9 octombrie 2013.